Buona notte, sono il copilo. Ciao, sono Stefano. Benvenuti a Rotto Success! Questo è stato facitendo, che banco le amosante. Amosante, nel senso il super amosante. Sincero. Ah, vuoi dire che Has de la început. Un bărbat arătos la psihiatrie, doctorița l-ascultă. Problema este că, oricât aș încerca, nu pot să mă prietenesc cu nicio femeie. Dar cum se poate? Sunteți un bărbat bine, inteligent, care este motivul? Asta tu ar trebui să știi, bip, fără minte. Cum recunoști ginerele la moldoveni? Foarte simplu, e cel care are Adidas și cei mai noi. Cum a murit un oltean bând lapte? A căzut vaca pe el. Ce fac oltencele ca să nu rămână gravidă? Împușcă barbă. De ce se scoală oltenii dimineața de vreme? Ca să vadă cât mai au până se scoală târziu. De ce se împerechează oltenii cioara cu peștele? Ca să aibă icre negre. A, pardon, de ce împerechează oltenii cioara cu peștele? Ca să aibă icre negre. De ce vor oltenii să aibă vaca precum girafa, ca să pască la vecini și să o mulgă ei? Aveți ceva împotriva negrilor? Păi, de exemplu, cuțite, bastoane, pumnale, pistoale, mitraliere, grenade. Directorul spitalului de nebuni se adresează unui pacient care tocmai se externa. Mă bucur că v-ați vindecat și nu vă mai credeți în televizor. Da, așa este, vă mulțumesc. Spuneți-mi totul, soția trebuie să plătească abonamentul TV pentru mine? Fetele au plecat în excursie, într-o zi foarte călduroasă de vară. Au ajuns la un helenșteu înconjurat de tufișuri și copăcei și cum nu se zărea țipenie de om, s-au dezbrăcat și s-au aruncat în apă. După ce s-au bălăcit vreo oră și mai bine, au ieșit din apă și s-au întins la soare să se usuce. După ce s-au îmbrăcat și erau gata să plece la drum, apare un camion militar gol și oprește lângă ele. Un ofițer scoate capul din cabină și strigă: atenție, echipa de camuflaj, luați-vă tufișurile și copejiile și urcați în camion! Se poate lua o boală bip dintr-un WC al unui vagon de tren? Da, dar nu e comod. Ce se poate face pentru a nu murdări patul în noaptea nunții? Să nu se bea! Vrei să te căsătorești cu fata mea? Da, domnule, cu orice preț. Bine, să auzim prima ofertă. O tânără aflată la volanul unei mașini decapotabile lovește un bărbat care mergea pe bicicletă zgârind serios vopseaua de pe aripa mașinii, dar fără alte urmări deosebite pentru integritatea biciclistului. Un trecător aflat pe trotuar s-a oprit, urmărind scena. Cei doi îl abordează. Ați văzut ce s-a întâmplat? Noi am căzut la înțelegere. Vrei să ne fii martor? Cum adică? Abia aveați ciocnit și vreți să vă costoriți? Ce faci, Pinșii? Pinșii. Ia. Două actrițe vârstnice stau la o șuetă. Când era mică, era cât pe aici să mă calce o mașină. E, poate vrei să spui o diligență? Sunt împreună de aproape 15 ani. Avem și doi copii. Nu crezi că ar trebui să ne căsătorim? Poate că da, dar cine ne mai ia la vârsta noastră? Iubito, trebuie să spun ceva grav. Sunt căsătorit. Vă ce m-ai speriat. Am crezut că ți-au furat mașina. Tata vine de la creșă cu copilul și mama își pune mâinile în cap. Asta e copilul nostru, la care el mirat. Ce importanță are? Bine, tot la creșă îl duc. Un infractor este integrat la poliție. Spune, domnule, ce ai făcut? Păi, am furat o cisternă cu vin și jumătate am băut-o. Și cu cealaltă jumătate ce ai făcut? Apoi am vândut-o. Și ce ai făcut cu banii? I-am băut. Fericit, draga mea, îi spune soțul văzând cum consoarta pune telefonul în furcă. E cea mai scurtă convorbire telefonică cu o prietenă de-a ta. De când ne-am căsătorit, un adevărat record, numai 8 minute.
lasă ironiile! Nu a fost nicio prietenă, era necunoscută, pur și simplu femeia greșise numărul. La cei 60 de ani ai de dumneavoastră, aveți o siluetă de invidiat. Care e secretul? Poze de o rețetă infaliabilă. Nu mănânc niciodată în timp ce soția mea vorbește. Ups, am vorbit? Un gangster celebru îi ofere proaspătei logodnice un superb colier de perle. Încântată ea spune: sunt fantastice, știu că nu se face, dar sunt foarte curioasă cât poate să coste așa ceva. Păi cu aproximație între 5 și 10 ani. Dragule, cum te-ai așezat la masă? Ți-ai băgat capul în ziar, la mine nu te gândești? Ba da, dragă, da, iar și ești tu un ziar. O tipă vine acasă foarte supărată. Soțul său o întreabă: ce s-a întâmplat, dragă? Doctorul mi-a zis că sufăr de o boală. Ce boală, draga mea? Ceva cu S. Sida? Nu, parcă nu. Sifilis? Cred că da. Înnebunit, tipul de telefon la secretarea directorului său și acesta îl sună pe dealerul de oricare și sună prietena. A doua zi, la policlinică, se prezintă 100 de persoane pentru analize. Înainte de a intra, soția îi zice: draga, mi-am adus aminte, de ce nu mai sufăr? De ce anume, draga mea? Scleroză. Care e diferența dintre un burlac și un om însurat? Burlacul se poate da jos pe ambele părți ale patului. Doi bătrâni stăteau pe o bancă în parc. Zice unul: mai ții tu minte ce mai fugeam noi după fete? Da, dar de ce fugeam? Trei cupluri, un bătrân, unul de vârstă mijlocie și unul de tineri abia căsătoriți, vor să se alăture bisericii. Preotul le spuse: am o cerere specială pentru voi. Ca să intrați în comunitate, trebuie să vă obțineți de la BIP 2 săptămâni. Cei 6 sunt de acord și se întorc la sfârșitul celor 2 săptămâni. Preotul se adresează celor mai în vârstă întrebând: ați reușit să vă obțineți de la BIP 2 săptămâni? Fără nicio problemă, părinte, spuseră ei. Felicitări, bine ați venit în biserică! Preotul puse aceeași întrebare și cuplului de vârstă medie. Soțul spuse: prima săptămână a mers, a doua a trebuit să dorm pe canapea, dar până la urmă am reușit. Felicitări, bine ați venit în biserică, le spuse și acestuia. Apoi se adresă cuplului tânăr. Soțul îi răspunse trist: nu, părinte, noi nu am putut să ne abținem. Ce s-a întâmplat? Soția mea s-a ridicat pe vârful să ia o cutie de vopsea, dar a scăpat-o. Când s-a plecat să o ia, am fost cumpriț de pofte și am făcut-o chiar acolo. Vă dați seama că nu sunteți bine veniți în biserica mea, le spuse preotul. Știm, părinte, spuse domnilor, și nici la magazinul universal nu mai suntem bine veniți. Te-am văzut ieri cu o tipă trasnet. Tânără, cred că ți-ar putea fi nepoată. Să nu-mi spui că la vârsta ta. Ia, lasă-mă în pace cu vârsta mea. Ce temeri de alegerea pe care am făcut-o? De alegerea ta, nu de alegerea, ei, mămie. Stai, de alegerea ta? Nu, de alegerea ei, mămie. Nava s-a dus la fund, împreună cu alți câțiva pasageri. O femeie salvează pe o mică insulă părăsită. După câtva timp, apare și soțul din valuri, abia mai ținându-se de o bucată de grindă. Terminat, se prăbușește lângă ea pe nisip. Am ajuns și eu, draga mea, murmură el cu o voce epuizată. Văd că ai ajuns, dar sunt curioasă unde ai fost până acum. Pe nevastă mea a apucat-o de la un timp altă pandalie. În fiecare noapte visează că s-a măritat cu un milionar. Asta nu-i nimic, a mea visează ziua. Nevastă mea vorbește într-una. Despre ce? Parcă îmi spune. Pentru că e greu să... De ce se regulează hipopotamii în apă? Pentru că e greu să umedește o de 30 de kilograme.
Zi de dimineață, la poliție sună telefonul. Ajutor, trimiteți de urgență mașina de intervenție. Pisica a intrat în cameră. Ofițerul de serviciu se enervează. Ce ai cu gluma asta? Proastă, cine e la telefon? Eu răspuns, e papagalul. Această cântăreață are un curaj extraordinar. Acum câțiva ani a cântat într-o cușcă cu lei și acum nu mai cântă, nu, pentru că a intervenit cei de la protecția animalelor. De unde se obține lână pură virgină? De la oaie urâtă. Cum a murit melcul? S-a uitat în priză. Iepurașul se duce la viziunea lupului, dă buzna înăuntru și îl ia pe lupușor la întrebări. Bă, urâtule, ia cheamă-l pe tactul. Apare lupul. Ce vrei, mă? Iepurașul îi arde doi pumni și fuge. Lupul, mamă, îl nenorocesc pe ăsta, îl rup. A doua zi la fel, a treia același lucru. Se enervează lupul și așteaptă după ușă. Intră iepurile. Unde ești, băi, lupule? Îl prinde lupul de gât. Aha, nemernicule, să vezi ce omor îți dau. Stai, lupule, am dreptul la o ultimă dorință. Bine, mă, ce dorință ai? Păi vreau să fac o piruetă. Mie mi-a plăcut mult coreografia. Îi dă drumul lupul, face iepurașul o piruetă, îi dă-i pum și după care fuge. Lupul gânditor. Băi, ce coreografie tâmpită. Bulă, de ce plângi? Îl întreabă măsa. Pentru că vecinul nu se joacă decât cu tine. De ce vine acronimul LOTUS? Let only the user suffer. Ce înseamnă NT? Neanderthal Technology. Un canibal călătorea cu avionul. Stewardesa îl întreabă. Ce-ți doriți să serviți de mâncare? La care canibalul? Îmi aduceți, vă rog, lista pasagerilor? În sala de judecată. Liniște, strigă judecătorul. Cine mai face gălăgie va fi trimis acasă de îndată. Ura! Strigă inculpatul. Tatălui Ștrul e evreu și mama sa e țigancă. Într-o zi vine Ștrul de la mama sa și zice: mamă, eu sunt mai mult evreu sau mai mult țigan? Nu știu, Ștrul, zise mama. Du-te și întreabă-l pe taică tău. Unde-i tata? În sufragerie își caută banknota de 100 de lei pe care a pierdut-o ieri. Se duce Ștrul la tată său și îl întreabă: tată, poți să-mi dai un răspuns la întrebarea asta? Eu sunt mai mult evreu sau mai mult țigan? Nu știu, dar de ce întreb? Un băiat care locuiește cu noi pe stradă își vinde bicicleta. Iar eu nu știu ce să fac, să încerc să mă tocmesc sau să aștept până la altă și să-i ofer. Cum li se mai zice în Parlamentul României? Homobit analiști. Ajutor, ajutor, strigă cineva în pădure. Tocmai trece pe acolo păduranul și vede un bărbat cu pantalonii lăsați în mine legat de un copac. Ce s-a întâmplat? Doi bărbați m-au atacat, m-au legat de copacul ăsta și m-au bip, la care păduranul răspunde îngândurat. Ei, drăguțe, pentru azi nu-i singurul ghinion. Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie nouă, către Ion. Mă, Ione, să vezi că mi-a zis vânzătoarea că pălăria asta îmi face să par cu 10 ani mai tânără, la care Ion. Și atunci de ce nu ți-ai luat 3? Paște fericit, frate! Am terminat. Ne vom vedea în episodul următor cu mai multe lucruri. Din 1001 de adevărul care se facă să te pic pe tine de frică. Și vă mulțumesc. Sărbători fericite. Vă rog succes. Hristos a înviat!